Primele audiențe ale primarului Slatinei, numai puțin de 29 de persoane s-au înscris pentru a discuta cu Emil Moț despre problemele pe care ei cred că le poate rezolva municipalitatea. Oamenii sunt necăjiți și au diverse probleme. Sunt câțiva care solicită ajutoare de urgență. Un slătinean este afectat de alunecările de teren. Cei mai mulți vor acte de proprietate sau de stare civilă. Nu sunt puțini nici cei care pun problema reabilitării blocurilor. Cineva vrea o mașină de piatră pe strada Grigore Alexandrescu. Doamnă dorește să vândă flori la Zahana pe Alea Macului, iar un alt slătinean solicită locuință socială și recuperarea mobilierului din locuința avută. Un principal probleme cu actele de proprietate, niște probleme pe care sper în viitor să le rezolvăm. Din păcate, în zona de jos a orașului, marea majoritate a locuitorilor nu au acte de proprietate, au ocupat terenurile, să zic, abuziv de 10 ani, de 15 ani de zile și noi acum o să încercăm să rezolvăm aceste probleme pentru că oamenii nu pot să-și facă buletine, nu pot să-și facă acte pe locuințe, pe terenuri, dar sper ca în viitor aceste lucruri să se rezolve pentru toată populația de jos din oraș. Alături de Emil Moț s-au aflat astăzi șefii serviciilor și direcțiilor din cadrul primăriei, pentru ca cetățenii să primească un răspuns complet la problemele lor. Au primit explicații și îndrumări și cei ale căror situații nu pot fi rezolvate de autoritățile locale. Cum primesc oamenii aceste rezolvări ale dumneavoastră? Înțeleg situațiile? Majoritatea, da, înțeleg. Alții sunt cu probleme nerezolvate de ani de zile și nu mai au răbdare, dar eu zic că noi, ca administrație locală, o să depunem toate eforturile, absolut toate eforturile, să le rezolvăm problemele. Primarul Emil Moț ține audiențe în fiecare marți, începând cu ora 11.